aproape revenim. Moldova se pregătea să stabilească la Iași o capitală.
și probabil că au constatat că apa era insuficientă pentru nevoile unei capitale și atunci apare problema ce e de făcut. Cum se ajunge de la momentul cercetărilor pentru colectare de apă de pe colinele Iașului la etapa aducțiunii de apă de la Timișoara, adică de la 110 km distanță. Pe la 1864, administrarea apelor a intrat pe seama primăriilor, și deci a primăriei Iașilor, în care și-a dat seama că captările acestea din surse locale, din dealurile învecinate Iașului, nu sunt suficiente pentru numai fantezistă și ce au apelat la oamenii de știință de care dispun.